vorba despre o companie, cred că aduce în România niște suplimente alternative destinate zăbitului. Practic sunt niște pastile, cum ar fi pastila Ali sau pastile similare, care ajută oamenii supraponderat, cum aș fi și eu, să mai dea jos. Și asta, sigur, nu e o pastilă de lume, n-ai luat-o seara și dimineață fac, e de zi, cum zice, extrem mai clar, nu e nici cu ceva. Pur și simplu, e o pastilă ca oricare altă, care se găsesc în farmacie, gen Pino, Super Zin, sunt mai multe brand. Pentru că tot am vorbit despre social, vreau să vă cer feedback cu și idei, cu privire la cum s-ar putea face o promovare care să asigure vânzarea pentru astfel de produse. Într-un prim plan, adică o vânzare directă sau o vânzare indirectă. Asta însemnând... Asta produsul, scuze. Produsul este în media pieței, să spunem undeva la 50 de lei cutia, care îți asigură 30 de pastile. Adică... Da, mai complet 50 de lei? Este un tratament pentru o lună de zile, tu trebuie să iei undeva la 2-3 luni pastilele respective. Și trebuie să-ți aluci 150 de lei. 150 de lei. Mai zi o dată ce fac pastilele? Slăbești. Slăbești. Compania e la 40%, 34-35%. Pare că tu este predominant în mic, pentru că ăsta e obiceiul de consum, o parte de consum mai puțin. Obiceiul de consum al targetului, să nu uităm, îi lăsăm deoparte pe cei care apelează la un nutriționist, îi lăsăm deoparte pe cei care merg intens la sală și rămân cei care vor să zăbească fără un efort, fără să alăce foarte, foarte mult timp. Și caută o soluție așa mai... care să se aplice comportamentul lor de viață. O soluție online. Online este canalul. Sau social de cumpărare. Modul în care ajungi la ei poate fi și social. Și vreau să vă cer feedback și să le discutăm împreună. Cu privire la această abordare. Pentru că e clar, poți să faci o grămadă de alte lucruri de mediu online. Poți să începi imediat o campanie. Dacă a căutat cineva cum slăbesc, slăbește cu X, cumpăra cu 5 de lei. Dar poți să apelezi și la social, poți să apelezi și la virale, poți să apelezi la multe lucruri. Hai să vedem dacă putem să avem câteva idei pe social. Pe social, părerea deci... mea că poți să găsim niște cazuri de succes, oameni care au slăbit. Uite, da. Da. Suntem în zona Facebook și aș face exact lucrul pe care spuneam mai devreme, un profil pe Facebook, o inițiativă. Aș merge, aș chema niște oameni într-un studiu, aș face niște filme cu ei și ei mi-ar povesti, uite, eu sunt așa și aveam problemele astea și nu știu ce, dar oameni normali, nu oameni speciali într-un anumit fel, știi? Și a spus, băi, uite, eu am o problemă asta și problemele pe care le întâmpinam eu erau că, uite, vedeam că tricou, că stăteam în tricou, mi se vedea burta și nu-mi plăcea și nu știu ce, sau când puneam o cămașă pe mine, deja cămașele cambrate nu mai mă prindeau pentru că aveam burta și mă deranjează chestia asta și am încercat să slăbesc un exerciții, dar exercițiile nu m-au ajutat pentru că deci, dădeam fără... Deci este sub formă video. Video, cel mai viral, cea mai virală și formă. Și este de tipul, am o problemă, uite, am găsit o soluție. Nu neapărat am o soluție, ci soluția să nu fie dată în film, ci să zic că, uite, astea sunt problemele pe care le am eu. Ca omul să se identifice, practic, cu teaser, să fie un soi de teasing pe problemă. Uite ce problemă, uite ce problemă, uite ce problemă. Okay, deci și soluția să fie primul pas teaser. Teaser, și da. Și când vii cu soluția? Soluția fi în același profil, eventual îi dai... De calat, o lună, două, după ce se strâng mai da, mult. Da, după ce crezi comunitatea pe zona, am și eu problema asta, ceva de genul ăsta, o inițiativă. Eu am încercat chestia asta. Da. Nu am încercat. Eu am problema asta. Ai și tu probleme de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Adică, în sensul... susține pe cei care au probleme de genul ăsta, o campanie de genul ăsta, adică ca tu să te găsești în aceeași postură, în aceeași poziție cu persoana respectivă și să zici, ok, hai să fac și o parte din... sunt fan. Înțeles, ok, poate. Hai să mai vedem ce altceva. Hai să vă spun ce am făcut eu. Am avut nevoie la un moment dat să facem acest lanț. Este vorba despre anul 2003-2004. Aveam domeniul adriana.ro și am făcut, am creat un site. Și am organizat împreună cu un nutriționist o dietă. Am chemat toate prietenele mele, se formase destul de multe în baza mea de date, abonate la mine pe lume. Și
am început să lansez dieta sau clubul Slăbim Împreună, la mine personal. În fiecare seară puneam meniu pentru a doua zi. De trimitea anii, cred că toate prietenele, toate persoanele, femeile erau și multe bărbați, care puneau împreună cu mine această dietă, sau like, dau meniu, nu știu dacă își urmăream, de cază am știut de discutam despre eu. Am ajuns la 1.000 de unii pe zi, ceea ce acum nu mi s-a mai întâmplat. În perioada în care am creat acest program, program special pentru persoanele care doresc să slăbească. L-am urmat, urmările zile, n-am dat bine, dar ideea de grup, să creezi o acțiune la care persoanele care sunt interesate de postul tău să participe. Bogdan, vrei să fie că e pe Facebook, fie că e pe o altă... Deci grupul și interacțiunea așa în echipă exact. Ajută la crearea unui val, să spunem, care până la urmă se propagă din ce în ce mai consistent. Pentru că consistent. Oamenii, femeile discută între ele și e de ajuns ca o femeie să spună, știi, am luat câte pastile așa, am slăbit nu știu câte la ea. Îți garantez eu că... Am dat și nefustela să vorbesc. Ok, hai să luăm câte un minut de la fiecare, pentru cine are idei. Eu aș veni cu o idee destul de simplă. După două luni în care o persoană a folosit acest produs, să îi se oferă o reducere de 50%, să spunem, din al treilea flacon, în condiții în care să trimită un feedback pe rețeaua de socializare. Sau să scrie, sau să scrie un coment pe Facebook-ul produsului tău. Îl răsplătești dacă are feedback negativ sau neutru? Nu, îl răsplătești orice ar fi, pentru că, practic, te-ar interesa... Deci orice fel, negativ, exact. Neutru sau pozitiv. Exact. Ok. Doar dacă puteți crea un eveniment care să atingă, eu spun din punctul meu de vedere, comunitatea studență. E adevărat că marea majoritate sunt subie, dar sunt și unii canalul de comunicare e online. Deci chiar dacă, adică evenimentul e ok, dar hai să eveniment, hai să-l asociem mediul online și mai departe să-l punem chiar pe social, că tot e tema zilei. Deci în momentul în care faci o întâlnire și vorbești despre alimentație, de acord, dar numai cu ce toată chestia asta se va transmite în baza asta de că online. Și ei la rândul lor având ok, deci efectul viral e online, dar da, scopul exercițiului este să fie un eveniment promovat online, nu promovat offline, ci să aibă efectul să fie și în online. Deci, ca să încercăm cu o armă care e în online și în speță cu rețele sociale. Oh, și sigur și varianta asta poate. Bine, asta e variantă cu continuare, și... da, asta. De ce nu? Că ei înțeleși și sunt active rețele sociale și... Da, am înțeles. A, practic le dați numai material de... le dați materialul ca să poată să comunice ei mai departe. Eu nu ce zic să zic că toată lumea ideile să criticăm după aia. Dar nu criticăm. Nu, zicem că nu e bine. Da, eu aș vrea să completez ceva oarecum tot în stilul ideea Triane, care e foarte bună. Adică omul vrea să vadă ce se întâmplă. Și fac concret un grup de 6 persoane și 3 fete, 3 băieți. Da. Și urmăriți pe o perioadă de, nu știu, 4 luni în care își propun să slăbească un număr de kilograme. Și văzut exact care este procesul lor de slăbire. Tot prin filme, adică urmărit stilul de viață. Exact cum a spus și asta se vadă, totuși, și cum ai spus că nu numai de la o pasă se slăbește, ci e necesar să faci, să ai un program filmic de o anumită natură. Deci îl avem pe Andrei, Ionut și Marius. Și o dată pe săptămână vin și spun 30 de secunde, uite, săptămâna asta am fost la sală, Andrei, Ionut, eu n-am avut timp să merg la sală, dar uite, am slăbit doar 300 de grame. Marius, băi, am tras în fiecare zi, am luat ceasta, n-am mâncat seara și pâine am lăsat-o mai moale. Da, și uite, am slăbit 2 kg, deci uite, efectul e cumulat. Sport plus aia, plus aia, uite, am un rezultat mai amplu. Și eventual și un medic, pentru că la un moment dat eram niște șobram sau niște pastile de slăbit și aveau contraindicații foarte puternice, adică dacă te apucai în telefon să-ți faci un research, puteai să ajungi să faci infarct sau altceva. Ei, și să fie eventual și un medic care să totuși să pluseve ideea că, nu știu, poate știu mai bine, există sau nu contraindicații. În principiu, nu ar trebui să fie, pentru că dacă păi stai singur creaca dacă începi să povestești ceva cu contraindicații
produse. Nu, dar probabil erau niște precauții. Nu, în trecut, eu mă refer la produsul ăsta. În trecut, da, au fost produse care... Da, nu, nu dăm nume, dar sigur... Mai mare vreo, dar chiar trebuie să plec. Hai să ascultăm și ultima opinie. Da, și ultima opinie, da. Deci, trebuie să mă duc poate de la început. Eu sunt antrenor de cultură și fitness și instructor de ani de zile. Am fondat și un club sportiv și am și comercializat asemenea produse. Și comercializez. Nu eu, cât... Dedicat de slăbitului, da? Nu neapărat slăbitului. Acum discutăm despre unul pentru slăbit. Dar, deci, mă rog, și pentru luată masă corporală și pentru slăbit. Aici o întreagă poveste. Deci produsele pentru slăbit e o gamă foarte largă. La noi sunt firme care importă asemenea produse. Unele, majoritatea, conține L-carnitină, deci aceste teme se titulează L-carnitină, a nu se confunda cu, cu creatină. Multe persoane poate confundă termenul. Una este pentru una. Deci, ca să nu o lungesc, ca să vă ocupați de așa ceva, vă trebuie în primul rând un om care să se priceapă. În primul rând. Ca să vă promovați, cum a spus cineva de aici, cum se pare că chiar colega, niște persoane care să folosească produsul respectiv. De ce ar folosi produsul adus de dumneavoastră și n-ar folosi un produs care deja există la o firmă contactată? Nu vreau să dau nume acum, dar nu să discutăm problema. Există concurență, dar nu știu domeniul. Există concurență. Deja majoritatea, deci persoanele care comercializează și care au vive, și eu vă spun că eu am vrut să aduc acum mai bine de 5 ani, că nu era pe piață așa ceva, și chiar am vrut să fac o firmă cu cineva, și când a văzut câți bani se pot face din chestia asta, a dus produsele pe piață și le comercializează și am ratat niște bani și oportunitate. Pentru că nu știam cum este cu licențele de import, cu cutare cu cutare. Acum bine că se pot comanda și prin internet, sunt persoane care aduc. Da. Cum ați vedea promovarea pe o rețea socială? Promovarea pe o rețea socială. În primul rând, mă trebuie și un om care să știe cu ce să mănâncă, să dea un sfat. Adică să spună pentru ce este bun acest produs. Acum câțiva ani de zile au fost niște produse din China, mi se pare importante și care au avut efecte adverse. Deci mă trebuie, în primul rând, părerea mea, deci dumneavoastră, dacă mediați acest lucru, să fiți un consumator al produsului, să zicem, să aibă efecte asupra dumneavoastră. Dacă aș consuma toate produsele pe care promovezi pentru clienți. Da, tu ai venit, ai intrat direct în pâine. Nu, dar vă trebuie cineva specializat. Cineva te-ai reprofilat pe mașini, nu? Și să știți că un produs, un topitor de grăsime care majoritatea sunt pastile, așa, sub formă de pastile, dacă nu faci și mișcare, nu știu cât efect poate avea. Deci, dacă nu face mișcare la sală, măcar să meargă pe stradă o jumătate de oră pe zi, durind cât mai alert, adică nu încet. Da. Plimbare în parc. Nu plimbare, da. Dar să existe și atenție foarte mult la ceea ce mănâncă, orele la care mănâncă, când de prima masă, când de ultima masă și cât consumă proteină și carbohidrați procentual până spre sfârșit. Deci trebuie o persoană care... Da, să presupunem că există această persoană care consiliază. Cum am face promovare? Că asta e ideea. Cât mai mulți și supraponderat în cazul ăsta. Supraponderat. Deci dacă sunt supraponderat, eu am avut ocazia, deci pe Messenger. Facem un grup pentru supraponderat. Probleme. Asta e problema. Și-l promovezi. Dar mai sunt două păreri. Da, v-am pupat. O săptămână excelentă, sărbători cu bine și la mulți ani. Sper să ține legătura. Și ține legătura. Ține legătura. Nu m-am plecat. Ba da. Plânse-te pe aici. Nu mă filma. Da, nu. Nu te filmezi, stai așa. Și ideea mea, uite, dacă aș fi eu o companie care face medicamente, aș sponsoriza o fundație, cum e Sport pentru Viață, de exemplu, și le-aș investi în campania lor. Mai programul. Sau, uite, grupul unde sunt eu fondator, care are așa ceva. Aș finanța campaniile lor și, normal, dacă există persoane care fac sport, aș lua persoane care au slăbit deja și o să spun, uite, eu am folosit... Ați văzut cazul lui Achebono cu Florin Luceanu, mediatizat la televizor? Nu se recunosc.
că l-am ratat. Există și cartea pe care a scris-o Achim Moro. Deci el era actor pe scenă, avea 160-70 cât avea 80. Și a fost un experiment făcut de un post de televiziune pe parcursul unei perioade. Și spunea, astăzi Achim Moro, deci în săptămâna asta, îl cântărea de față cu toată lumea. A slăbit 10 kg. De acum până acum a slăbit 10 kg. Și uite așa, Achim Moro a slăbit, dar la sfârșit arăta o perică de pantaloni care intrau așa două persoane. Acum era... Și în carte îmi spune, dacă o să citiți, exact ce a făcut. Adică cum mergea pe stradă cu el. Deci lua la plimbare ca pe un câine lesă. Și zicea, astăzi merge. Și când trecea pe lângă un loc unde se făceau pateuri, tipul saliva și spunea, măi Florine, vreau și eu să mănânc un pateu de aici. Mă pare rău, dar nu, am vorbit că nu mâncăm în pateuri astăzi. Problema cu slăbitul este o... E o problemă mare. Nu, este delicată. E foarte delicată. Și... ține de metabolismul individului. Deci... și de mental. Și de mental. Da, și de... se întâmplă ceva aici. Motivată este persoana respectivă să urmeze, să ia pastilele. Pentru că ia pastila și după aceea mai umple 5-3 și spune, am luat pastila, ies. Poți să-ți faci pastile și mănânci și la urmă după seara. O pastilă, de exemplu... El a motivat, el zice de cumva și a dovedit că se poate. Ele sunt extrase de niște plante, aceste pastile, să spun așa, și printr-un proces chimic acolo, de ce se întâmplă? Luat înainte de mișcare, deci, de exemplu, e bine să iei o pastilă înainte să mergi o jumătate de oră pe jos. De ce? Deci face efectul și topește țesutul adipos, prin mișcare. Asta e tot efectul care îl produce. Dar eu dacă mă duc după aia acasă, și mănânc 5 feluri de mâncare sau mănânc o mâncare inadecvată. O să mănânc carne, dar depinde ce carne mănânc și câtă grăsime are. Deci trebuie și acest sfat. Deci vă trebuie un om și... partea de promovare. Și să știți că un sportiv nu v-ar strica. Un sportiv care să... deci vă trebuie o imagine. Ok. Un sportiv. Promovarea pe social. La idm noaptea. Vreau să zic, adică știu că tema discuției este social media, însă ar trebui să te gândești în momentul în care vrei să-ți plasezi produsul, adică social media să fie foarte integrat într-o campanie mai amplă, care să folosească și... Să fie un mix de marketing, da, exact. Să fie și social. Nu, adică să nu te gândești că numai prin social media în sine. Am două idei. Una este să faci un complex. Am mers foarte mult cu ideea negativă. Hai să ești gras, supracondenal, ai slăbit, nu știu ce. Și asta e de motivare negativă, nu mai fi gras. O să ai motivarea pozitivă, să arată acolo Miss Facebook, nu știu ce. Ce? Dacă vrei să fii acolo, total întâmplător, sponsorul este o companie care te ajută să slăbești. Da? Deci ar merge pe Miss Facebook, Miss Twitter. Există concursuri anterioare, ai de la cine să iei. Bun, și poți să faci Miss Facebook România? Da. Da. Cum, nu știi ce e? Și pe Twitter, a fost la Roblox Fest, a avut o secțiune pentru cea mai nu știu ce Twitteriță. Și ceva s-a pozat duminică pentru calendarul. Da, ieri a ieșit calendarul Miss Twitter. Cea mai arătoasă Twitteriță era ceva ca nu știa nimeni. E și un bărbat acolo. Până a fost regulate și a demonstrat că e frumoasă. Deci, asta ar fi... Și aș face inclusiv un concurs online, Miss, nu știu ce, să apar la TVR, toată țara. Bun, asta ar fi o idee. O altă chestie ar fi, în opinia mea, produsul e din categoria placebo. Adică, mai bine nu iei, dar dacă tu iei și consider că într-adevăr slăbești, chiar o să slăbești. Ca să promovez un astfel de produs, aș încerca să promovez altceva și să-i pun eticheta, așa, bun, acela ceva. Ceva de genul ăsta. Aș face niște maratoane și în promovare ar fi la nivel local. Poți să te apuci să contactezi toți twitteriștii din Pitești și să le zici, uite, ești în Pitești, o să avem twitteriști TV din Pitești, uite, și... cei de pe Facebook, High Five, poți să mergi pe toate rețelele. Îți minimizezi pe faptul că oamenii care stau mult la calculator au tendința de a fi și cu 2 kg. Bineînțeles, nu? Dacă stau tot timpul la calculator. Uite, eu mă uit la mine. Deci anul trecut slăbisem, deci anul trecut aveam, să zicem, 3-4 kg mai jos decât acum. De ce? Pentru că făceam mult mai mult efort și stăteam mai puțin la calculator. În ultim timp a stat mult mai mult la calculator și efort mai puțin.
Deci făceam antrenament constant. Deci contează și un supliment dacă îl iei și faci antrenament. Deci aș face maratoane succesive în diverse localități și într-o localitate aș promova prin social. Ok, și cum și ați dat premii, așa cum ceva. Cum să fii proactiv în social? Nu înțeleg ce înseamnă. Știu ce înseamnă proactiv, dar nu înțeleg. Cum ești trebuie? Cum îl promovezi pe Twitter? Cum îl promovezi pe Twitter? Local? În București. Vrei să faci în martie maratonul? Hai să alegem o localitate, că București, cred că e... Să Pitești. Vrei să faci maratonul în Pitești? Pitești. Ok. Te apuci și cauți care sunt twitteriștii, bloggerii, Facebook, de fapt sunt istele, așa, și cei de pe High Five care sunt pe Pitești. Trebuie să faci un research, mai ai o bază de date. Apoi te apuci și vezi despre ce discute și intri în conversații cu ei. Există un site în România care are harta și numărul de conturi de Twitter. Nu cred că sunt actualizate. Pentru că în unele județe... Deci dacă nu e o harta neactualizată, nu există. Dar e un punct de pormoare în anumite județe și știu sigur că nu face nimic. Faceți un concurs, un concurs și dați premii, într-adevăr, suplimente. Dacă faceți un concurs și promovare prin media, adică nu neapărat prin deci emisiuni la televiziunea locală, dacă faceți. Care nu vă costă niciun leu să apăreți într-o emisiune dumneavoastră să promovați produsul respectiv. Păi, e pe față. Să mai zic ceva despre... Și eu vând, hai să fac eu evenimente, că eu vând produsul, mă interesează, sunt eu, știi, ăla care am produsul. Să mai zic ceva despre... Maratonul poate să aibă și alt sponsor, deci poți finanța inclusiv așa, ok. Eu am pus această problemă masă în perspectiva mea și a companiei mele, care este consultantă în acest proiect și se asigură de consultanță de marketing și marketing online implementare. Ceea ce înseamnă că vom gestiona o campanie Google AdWords și alte campanii similare. Dar avem un plan și o campanie de social și vreau să văd în ce măsură considerați că este util o astfel de abordare. Sigur, avem și noi idei și, mă rog, cea pe care ne-am concentrat este, dacă vreți, comună cu ce s-a făcut și aici. Și anume să avem un punct pe Facebook din care să plece către user, dar să putem primi și user mail, adică o pagină la care să adere, la nivel de principii sau la nivel de idei sau la nivel de concurs, slăbește 9 kg în 6 luni, hai să vedem în ce stadiu sunt cei care s-au înscris. Da. Și, cum spuneam, în perspectiva asta vreau să mă împărtășesc și să împărtășim cu toți ideile. Aveți grijă. Cu o slăbire foarte rapidă, pe un interval de timp, 4 kg a slăbit luna asta. Aveam 100 și acum am 96. Poate să aibă un efect. Deci nu puneți, slăbiți kilograme multe, puneți o perioadă mai mare de luni, adică în 4 luni, 5 luni, 6 luni, să fie un kilogram, două pe luni, adică dacă pun o chestie mare, vă spun eu că s-ar putea să vedeți exact efectul invers. Un organism nu poți să-l supui nici la înfometare, nici la o slăbire rapidă. Exact. Deci contează foarte mult de individ. Nu suntem specialiști în astfel de produse și pur și simplu o să luăm ce ne spune distribuitorul și vânzătorul ca și atribute. Dacă s-a asociat cu niște nutriționiști care pot da informații suplimentare excelente, pentru că noi preluăm acele informații și încercăm să le punem în mediile în care ne pricepem, pentru că suntem oameni de marketing, nu suntem nutriționiști. Și încercăm să le punem în AdWords, în landing page, uite acum o să avem în vedere și Facebook și așa mai departe. Sigur, dacă ei spun că slăbești 3 kg în 2 luni sau 3 kg în 3 săptămâni, este afirmația lor, eu nu pot să o controlez, nu pot să o validez, nu pot decât să spun că, na, asta face produsul respectiv. Așa cum am făcut-o până acum cu, nu știu, cu ferestre termopan, că nu știu ce fac alea. Dar dacă așa consideri tu că ești producător, hai să te promovezi așa, să vedem ce feedback avem în piață. Da. Dar dacă ai putea testa, să zicem că ar fi o afirmație care poți să o testezi ușor. Uite, și la... știi că e fals. Să știți că la orice produs supliment, nutriționist, nu știu dacă știți, tot ce ține de nutriție, orice produs nou care n-apare în piață, exact cum e o mașină, așa, primele teste știți care le fac culturiștii, profesioniști. Ei sunt cei care... Pe ei se testează
Și să știți că cei pe care îi vedeți la televizor, cât ușa sau nu știu cum, nu sunt naturali. Sunt cu tot felul de chestii. E un frigider acolo la ei. Da? Deci dacă ați vedea un film, dacă ați vedea un film cu ziua unui Mr. Olympia, să zicem, al lui Coleman sau cine mai sunt ăștia, ce mănâncă, cât mănâncă, cum mănâncă, ce suplimente ia, o să rămâneți surprins, să vedeți. Și aia sunt cobaii, ca să spun așa. Se testează pe el, pe el să vezi dacă sunt efecte adverse. Deci, nu știu dacă știți, raportul cel mai mic de în ceea ce ține de țesut adipos pe masă corporală, la ei îl găsești. Niciun sport. Dar ei, când ajung la chestia de masă musculară uscată, fără apă sub piele și fără asta, fac mare eforturi. Adică când este ziua concursului, ei atunci nu consumă apă, nu consumă aia, au loc niște descărcări. Deci e o întreagă situație aici. Deci, pe ei se testează. De asta spun că, probabil, produsele pe care dumneavoastră vreți să le vindeți, să le promovați și să le vindeți automat, sunt automat niște produse deja testate, deja fabricate, etc. Ține de importator și distribuitor. Să mai vă noi venim să completăm partea de marketing și suntem un departament externalizat de marketing online pentru ei astăzi. La Bucurobor este un mare complex sportiv cu 2-3 etaje. Uiteți că scap acum cum se numește. Deci este foarte mare, este imens. Situația a făcut să-l cunosc pe omul care e acolo, care se ocupă. Dacă este nevoie să vă ajut cu ceva, cu cel mai mare treabă. Da, mulțumesc. Ținem oricum legătura. Mulțumesc. Bine. Poți să pui o notă? Niciun și discutăm și în continuare și pe rând dacă pot să vă ajut cu ceva, cu cel mai mare treabă. Niciun culturist nu a fost rănit în timpul testelor.